Rădăcina de pătrunjel menține sănătatea generală și este foarte benefică pentru inimă și sistemul imunitar, mai ales crud atât frunzele cât și rădăcina sunt utilizate pe scară largă în întreaga lume. Rădăcina de pătrunjel are un profil nutrițional bogat, care include niveluri masive de vitamina A, B, C și K, precum și niveluri ridicate de fier, cutru, potasiu, folați, fibre dietetice, calciu, flavonoide și antioxidanți. Mai întâi de toate, trebuie știut că cele mai bune efecte terapeutice se obțin consumând rădăcini de pătrunjel proaspete și nu conservate prin congelare sau preparate prin încălzire, care își pierd multe din calitățile de vindecătoare. După două săptămâni de congelare, se pierd aproximativ 50% din majoritatea vitaminelor, în timp ce prin fierbere, este pierdut un procent de 5,070% din conținutul de vitamina C, vitamina E, de vitamine din complexul B. Grecii îl considerau sacru și credeau că îi ferește de moarte. Înainte de fiecare confruntare, gladiatorii romani mâncau rădăcină de pătrunjel, considerând că în acest fel se umplu de curaj și își devorează moartea. Abia din evul mediu, pătrunjelul a devenit condiment de nelipsit din toate bucătările. Beneficiile rădăcinii de pătrunjel includ capacitatea de a reduce flatulența, detoxifică organismul, protejează sănătatea inimii și întărește sistemul imunitar. Îngrijirea pielii datorită nivelului ridicat de flavonoide și antioxidanți, rădăcina de pătrunjel poate ajuta la ameliorarea stresului oxidativ și inflamației pielii, reducerea ridurilor și apetelor de vârstă. Reduce flatulența și indigestia cunoscută pentru sănătatea stomacului, rădăcina de pătrunjel ameliorează inflamația din intestin, reducând astfel flatulența și indigestia. Protejează sănătatea inimii cu o sursă bogată de potasiu, această rădăcină poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, datorită rolului său vasodilatator, protejând împotriva accidentului vascular cerebral și a altor boli de inimă. Stimulează sistemul imunitar cu un nivel ridicat de vitamina C, rădăcina de pătrunjel dă un impuls major sistemului imunitar, împreună cu alți antioxidanți care refac efectele nocive ale radicalilor liberi din organism. Îmbunătățește densitatea osoasă cu mult peste doza zilnică recomandată de vitamina K, această rădăcină este o componentă a densității osase. Știați că Daci numeau Patrunjelul patrinat Hlașii, conform însemnărilor învățaților romani, îl foloseau ca elixir de frumusețe și de fertilitate pentru femei. Grecia antici spuneau despre Patrunjel că ar fi guvernat de zeul lumii subteranea de funccilor, Hades, și de consoarta sa, Persefona. Ca atare, el era folosit pentru a înlesni comunicarea cu cei decedați, dar și pentru transcenderea fricii de moarte și pentru menținerea tinereții, această legumă, putând ține moartea departe. În Roma antică, rădăcina de pătrunjel era mâncată de gladiatori, cu puțin timp înainte de a intra în arenă. Se consideră că ca luptătorul care mâncase rădăcina pătrunjelului își consumase moartea și, ca atare, nu mai avea să teme de ea, dobândind un curaj de ribil. Celtii administrau, cu două zile înainte de luna plină, mari cantități de rădăcină de pătrunjel tinerelor femei, pentru a le ajuta să rămână însărcinate și pentru a naște ușor. Învățații din Evul Mediu considerau că pătrunjelul se află sub influența astrală a planetei Mercur. Ca atare, folosirea lui îmbunătățea circulația sanguină, activitatea nervoasă, capacitățile de comunicare, dar și capacitățile de comerciant ale utilizatorului. Atenție! Nu este recomandat consumul în timpul sarcinii, pentru că poate determina contracții uterine. Dozele mării pot cauza afecțiunea de ficatului. La persoanele cu boli renale cronice, pătrunjelul crud sau sub formă de suc va fi administrat în primele zile în doze foarte mici, deoarece poate avea efecte irritante la nivelul rinichilor. Așadar, consumați pătrunjel cât mai des pentru a beneficia de efectele sale. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți canalul.